Ай, бузи лимов! Мертас! Vezi ce nu fac eu pentru video-ul tău? Bă, super pice și mie ne-am regăsit într-un nou episod de vlog după 105 miliarde de mii de ani. Da, ai șomat o foarte lungă perioadă de timp. Tu ai șomat. Eu n-am șomat, eu am postat, postez într-una cu Cuza. Am făcut aia cu video-urile la Hollywood. Nu-s minciuni mai. Bună ziua! Așa cum v-am promis, o să mergem astăzi la sală și vă iau cu mine. Nu știu exact ce o să fac, în principiu ar trebui să fac fesier, but mi-e un pic lenuță. But? E un pic lenuță pentru că și ieri mi-a fost lenuță și nu am venit la sală. Și probabil o să fac un fel de full body, dar nu promit nimic, nu știu ce fac azi. Sau dacă vedem chiar ce Vladimir. Vladimir. Dar eu nu fac Vladimir astăzi. Eu o să voi pune episodul de before and after. Când? Despre ce vorbim acum? Ai buzile mov! Muertas! Voi pune episodul, să intrați pe canalul meu. Ștefan face un program de transformare la stejari. Și m-am mutat și eu de la sală tocmai din acest motiv. Bun. Trebuie doar să mă schimb și ne vedem sus. Prepare for today. Ca să nu te întrebați, compleul este de la Nike. Nu l-am luat din același loc. Pantalonii sunt luați dintr-un magazin Nike și bluza, cred că dintr-un ceva sport, nu știu ce. Cu articolul respectiv, nu trebuie are și Nike. Să dăm drum. Vladimir, ce când a voi ajunge, ți iau de-al. Ce sala? Banda era goală. Uite, că am ajuns! Ce? Vrei să faceți împreună? Îți dai seama? No! Ba, da. Adică să fac cu tine? No! Da, da. Cu el, cu Ștefan. Ce faci astăzi cu el? Te bat. Ceva ușor. Eu voi câștiga, să puteți zâmbi așa tot atramă. Dacă alergam așa, mamă. Deci fața lui Vladimir e epică, gen. Stabil. Bine, până nu termin banda, mă gândesc și-ți spun, da? De obicei, antrenamentul meu începe cu cardio, puțină bandă, în principiu.
asta. Șoaricu are mai multe ambiții decât am eu. Și de asta este de apreciat și, și merită urmărită. Ha, hop! Tot fesier, nu crezi și tu? Și ultima serie din exercițiul ăsta groaznic, oribil, bla. Ce fel de antrenament are Ștefan, credeți-vă, sunt super hardcore. Pe scurt timp și-a postat un episod nou de vlog cu majoritatea antrenamentelor pe care le-a avut el în 2 luni și cu transformarea pe care a reușit să o realizeze. Ok, acum suntem la un aparat care lucrează la niște fesieru și să vă cam care e treaba cu el. Hai cum mă cheamă Vladimir. Bine, dar asta e un aparat de preparat pentru că lucrează super, super bine pe Sierra și că am luat de fapt din spate pe cerul. It's great. Hai mai sportiv, mai. Da. Asta a fost o provocare pe care trebuie să îndeplinesc undeva la început când eram odihnită. Dar data viitoare o să încerc să fac și cred că o fac cu bune. Acum urmează să fac genul cu bara. 4 serii, atât de 15 repetări. De obicei greutățile mi le cresc la fiecare serie, așa că o să vedeți că fac cu ce putem. Dar depinde de fiecare, așa. Transform în Aquaman. O să mă strigi în casă Carl. Cal. A, Cal Drogo. Cal. De prima fază am făcut cu 5, adică 10 kg. Iar acum am făcut 10, 10, adică 20 de kg. O să mai fac doar la finalul antrenamentului îndreptări la aparat. Fie că aș face niște abdomene. Acum. Și se flotări. OMG, ce ți-am OMG? Oh my god. Ștefan e pe bandă, așa se termină el antrenamentul. Eu o să-l termin prin niște îndreptări la aparat. Vă arăt nimeni este ce vorba. Când trebuie să vezi exact procentul de masă musculară, okay. Țesut adipos, vârsta metabolică, nu e grasă deloc, ai parametrii optimi. Vârsta ta metabolică este de 12 ani, grăsimea din jurul organelor, e unul cel mai mic nivel. Super!
am terminat antrenamentul. Iar acum o să trebuiască să mergem să ia Ștefan mașina. N-am înțeles asta exact ce se întâmplă. După care mergem la tuns, pentru că Ștefan vrea să-și facă o schimbare de look. Matund. Schimbare de look. Scurt. De ce nu fac eu pentru video-ul tău? Matund, kilo. Ce minciuni. Eu asta. Like. Ei bine, dragilor, am ajuns la studio unde o să avem de lucru. Sunt total de acord. Cool. Ei bine, episodul de astăzi se termină aici. V-am luat cu mine la sală, v-am și plimbat un pic cu mine. Nu vă mai promit, pentru că nu mă țin de promisiune, însă îmi doresc din tot sufletul să fiu mai activă pe YouTube, pentru că în ultima perioadă nu prea am fost. I know. Așa că, pentru a mă ține cumva de promisiune, am făcut acum câteva episoade și pentru a nu mai promite încă o dată, în fine ați înțeles ideea. Ce spuneți să-mi dați câteva sugestii în comentarii? Uh-huh. O să țin cont de ele. Uh-huh. Pupi, pa! Ei bine, vă sper pupice și noi ne revedem tot aici pe canalul meu de YouTube, dar și pe Instagram, Facebook și Twitter și nu uitați să dați subscribe și să apăsați pe clopoțel pentru a avea toate notificările posterilor mele. Vă sper pupice și ne revedem în următoarele mele videoclipuri. Esențele, esențele, alătari, se țină sticle mici.